Un accident teribil s-a produs seara trecută pe bulevardul Tudor Vladimirescu. Un bărbat în vârstă de 54 de ani, care s-a angajat într-o traversare neregulamentară, a fost acroșat de către o femeie care conducea regulamentar. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. La data de 6 iunie, ora 22:25, poliția municipiului Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un participant la trafic cu privire la faptul că pe bulevardul Tudor Vladimirescu, în apropierea intersecției cu strada Antonini, s-a produs un accident rutier soldat cu victime. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul biroului rutier, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că un bărbat de 54 de ani din Drobeta Turnu Severin, în timp ce traversa bulevardul Tudor Vladimirescu prin loc nepermis, a fost acroșat de un autoturism condus de o femeie de 37 de ani. Pietonul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcool test, iar rezultatul a fost unul negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Brigada de poliție rutieră recomandă pietonilor să nu se angajeze în traversarea străzilor decât prin locuri special amenajate și numai după ce sunt siguri că intenția lor de traversare a fost sesizată de conducătorii auto. De asemenea, când nu există indicatoare sau marcaje, aceștia sunt invitați să traverseze arterele rutiere pe la colțul intersecțiilor după ce s-au asigurat că nu există niciun pericol. Totodată, pietonii nu trebuie să circule pe partea carosabilă, ci numai pe trotuare, iar după ce au coborât din mijloacele de transport în comun, să nu traverseze prin fața sau prin spatele acestora, ci numai prin locurile rezervate trecerii pietonilor și după plecarea mașinilor din stație.